Țara piticilor din parcul Tăbăcăriei se pregătește să întâmpine pe copii, dar și pe părinți cu o față nouă de îndată ce situația o va permite. Regia autonomă exploatarea domeniului public și privat Constanța aproape a finalizat lucrările de renovare. Echipamentele de joacă au fost vopsite și au fost înlocuite elementele deteriorate, pentru a putea fi utilizate în siguranță de cei mici. Totodată au fost plantate și mii de flori. Așa cum am anunțat recent, ne aflăm în plină desfășurare a lucrărilor de modernizare a țării piticilor. Ne ținem de promisiune și odată cu încetarea restricțiilor cei Mici se pot bucura de locuri de joacă la standarde înalte. Parcul își va deschide porțile în cele mai bune condiții, a declarat Florin Gheorghe, directorul RAE de pe Constanța. Momentan, parcul de distracții rămâne închis.